Campionatul național individual de seniori a avut loc la Reșița și a adunat la start un număr foarte mare de participanți. Competiția a fost una puternică, ținând cont că în urma acesteia se vor forma loturile naționale de seniori. Sportivii slătineni nu au avut însă o comportare foarte bună. Sportivii noștri fiind foarte tineri, ei au... Le-am făcut, practic, botezul pentru competiția de seniori. Au câștigat un meci, două, dar n-au putut ajunge în fazele finale, să urce pe podium. Asta s-a datorat și faptului că campionul nostru, Teșoiu, la categoria 80 de kilograme de anul trecut, a renunțat să mai facă sport de performanță, a plecat cu familia. Anechitei, medaliatul de la senior și campionul de la tineret de anul trecut, a avut o sănătate, a avut o problemă de sănătate destul de gravă și n-a putut să urce pe podium. Aceasta a fost prima competiție la care seniorii de la secția de luptă de la CSM Slatina nu au obținut nicio medalie în finala unui campionat național. Având în vedere schimbul de generație, eu sper că mai târziu putem obține medalii. Luptătorii slătineni mai au încă o competiție la care pot confirma. Este vorba de finala campionatului național individual de tineret Under 23 de la Timișoara, care va avea loc în perioada următoare.